de dimineață, te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți... De dimineața, oameni buni! V-am spus de ieri că astăzi vom avea un al doilea șef de partid în emisiune, după ce ieri ne-am, ca să spunem așa, confruntat cu ghilimele de rigoare cu domnul Mugur Cosmanciuc, președintele PNL Neamț. Sincer, de mult timp, de foarte mult timp, dacă stau bine să mă gândesc, n-am mai avut prilejul, ocazia, bucuria, cu slash-uri între ele, să fac emisiune cu un om care vine cu cărțile la el, adică cu cărțile citite în mare parte. Și acesta este genul de emisiuni pe care aș vrea să-l fac de cât mai multe ori. Oamenii cu cărțile citite, în general, stau deoparte de lumina reflectoarelor și cu atât mai mult de scena politică. Este momentul să vi-l prezint în premieră la noi, în emisiune, pe domnul Iulian Bulai, deputat USR și președintele formațiunii în județul Neamț. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Și pentru prezentare, ați văzut. Și pentru prezentare și sunt foarte onorat să fiu aici la dumneavoastră. Și noi suntem bucuroși să vă avem printre noi, chiar dacă de data aceasta aveți doar o foaie de hârtie în față, dar va ajunge la emisiune. Aștepta și să o întorc, oricum e gol. Da, înțeles. Domnul Bulai, permiteți-mi un pic să fac câteva considerații. Domnul Iulian Bulai, numai dacă arunci o privire pe CV-ul domniei sale, spui așa, pe lângă România, spui Norvegia, Portugalia, adică licență în arte vizuale, să mă contraziceți dacă greșesc, că da, s-ar putea, ne-am făcut și eu lecțiile aseară târziu, China, Norvegia, masterat în arte vizuale, Germania, Italia, masterat în studii în relații internaționale și încă ceva, nu mai țin minte ce. Diplomație culturală. Diplomație culturală. Soft power. Deci, numai așa, din prima șase țări cu culturi, unele total diferite, cu studii, acolo nu prea poți să fentez, ca să spun așa, un masterat. Cu atât mai mult două. Tu nu... Bulai, ce caut un om, domnule, cu asemenea pregătire în politică? Și de ce vă întreb? După ce ați fost ales deputat, țin minte, mi-a rămas în minte și mi-a rămas în minte bine, ați scris un text. Candidat la parlamentare, sufăr de sindromul impostorului. Țineți minte textul? Țin minte textul, chiar dacă nu am ales eu titlul. Asta nu știam. Da, da, da. Asta nu știam. Dar, într-adevăr, așa se numește sindromul respectiv, sindromul impostorului, și este un editorial publicat la o publicație centrală. Da. Dar, într-adevăr... L-am citit atunci cu mare plăcere, pentru că mi se părea că, uite, domnule, un om care își pune gândurile pe tavă și spune, domnule, ce caut eu? De ce poate sunt alții mai buni? Și ați avut revelația în final. Da, să știți că, până la urmă, acel sindrom este o categorie, reprezintă o categorie standard de încadrare psihologică mai degrabă. De ce oamenii buni, ca să împărtășim conținutul acelui editorial și cu ascultătorii noștri, de ce există complex, de ce există complexul de inferioritate în chestiuni de meritocrație la oamenii buni, tradus în limba română și în discursul public. De ce toți oamenii competenți sau foarte mulți oameni competenți din România își fac procese de intenție și se cred inferiori celor care în momentul de față ocupă spațiul public și sunt implicați în politică? De ce un om cu o pregătire solidă sau decentă, cu experiență înaltă sau suficientă pentru implicarea în spațiu public și ar pune semne de întrebare cu privire la implicarea lui și și-ar analiza critic o eventuală ieșire în spațiu public cu un angajament politic, pe când persoane cu mai puțină competență, cu mai puțină anvergură profesională, să zicem mai puțin dați pe la școală,
au un tupeu extraordinar în a se afișa public și în a-și dori funcția publică. Și vorbesc despre niște lucruri despre care n-au habar cu un asemenea tupeu. Cu o certitudine încât, extraordinară. Da, ei nu au îndoieli. Da, ei exact. Nu au îndoieli. Despre asta este vorba. Este vorba despre îndoiala omului cu bun simț și acelui care, atunci când vede greutatea funcției, mărimea pălăriei, responsabilitatea unui om care va trebui să dea leși pentru țară, își pune aceste întrebări. Sunt eu cel potrivit? Este corect să-ți pui întrebarea asta. Este corect, dar cei mai mulți nu o fac. Da. Nu o fac, acum știm de ce nu o fac. Pentru că atunci când probabil că iei puțin distanță față de ce se întâmplă, reușești să fii critic și față de tine. Problema în România nu este că avem prea mulți oameni cu acest sindrom. Avem prea mulți oameni care sunt mult prea critici față de ei, raportat la competențele și la profesionalismul lor. Acest lucru se vede și în politică, de aceea foarte mulți oameni competenți, buni, stau deoparte. Aici mă refer și la oameni din mediul academic, mă refer și la oameni din mediul antreprenorial și la societatea civilă și lasă oameni de o anumită calitate umană, profesională, de educație, să intre în politică și să decidă în numele lor. Ca să răspund întrebării dumneavoastră, nu am vrut să mai stau deoparte. În timpul studenției, de fiecare dată când veneam în România, observam sindromul drobului de sare, toți se plângeau de aceeași problemă, prea puțin doreau să o rezolve. Atunci am decis că da, vin în România, vreau să mă implic politic, mă pregătesc pentru asta și vreau să sparg gheața. Se poate face politică în România și trebuie să-ți accepti ideea că la început, dacă vrei să faci lucrurile altfel, pentru a obține altfel de rezultate, trebuie să-ți asumi un proiect de antreprenoriat politic. Acest lucru îl facem noi de la USR și eu personal. Domnul Bulai, ați spart gheața prima dată, că asta vreau să subliniez, n-ați spart gheața direct în Parlament. Nu. Ați spart gheața la început și ați creat așa un fel de surpriză în lumea politică județeană. Țin minte că și eu m-am uitat pe rezultatele din comuna dumneavoastră, la Tămășeni, dacă nu mă înșel, corect, la niște alegeri locale, când ați apărut brusc cu câți 7 consilieri? Nu, eram 4. Patru consilieri. Și toată lumea zice, ce cu băieții ăștia acolo? Ce se întâmplă? De unde ați venit? Cu figura dumneavoastră de adolescentă, așa, și toată lumea, ce caută ăștia? Cine sunt ăștia? Hai să vedem ce-s cu ei. După aceea, ați făcut pasul următor. Și aici vă rog pe dumneavoastră să continuați, până ați ajuns în Parlament. Prima mișcare a fost o mișcare care a venit dintr-o activitate studențească. Eu am fost membru în Liga Studenților Români din Străinătate, și eram în contact cu cei care urmau să facă atât Fundația Cezar, Centrul de Expertiză a Românilor și Studenților plecați în străinătate și întorși în România, cât și PACT. Am fost membru fondator al acelui mic proiect politic, care la Neamț a avut un punct foarte în Tămășeni, de unde veneam eu, cât și în Piatra Neamț. Ca fapt divers, acum suntem tot în partide de centru-dreapta. Andrei Carabelea este în PNL, Sebastian Burduja este președinte la sectorul 1, iar eu sunt vicepreședinte USR și deputat de Neamț. Deci pactul a fost o școală bună, ca să spun așa, da, politică. Absolut. A fost o școală bună în sensul că eu am fost printre puținii oameni care la apelul colegilor, cine vine acasă și se implică politic, dar să fim înțeleși, nu toți sunt născuți în București și nu pot să intre în Parlamentul României așa din prima. Cine vine să se implice? Primul test era alegerile locale. Da, eu vin să mă implic în comuna mea, unde eu cred că avem nevoie. Lucrul acesta l-am făcut eu și apoi a fost un pas firesc. Detaliile despre de ce a plecat Sebastian Burduja la PNL și eu la USR o să le scriu în memoriile mele și
vă asigur exclusivitate atunci când o să le... Bun, nici nu voiam să întreb, pentru că eu am părerea mea despre plecarea domnului Burduja la PNL și factorii care au determinat această plecare, deci nu vreau să intru în amănunte. Culmea ei, cred că ne apropiem în păreri, dar asta este o altă chestiune care nu și-are loc în această emisiune. Domnul Bulai, ați ajuns în Parlament împreună cu un grup de tineri în marea lor majoritate. A fost greu la început și, sincer, am avut momente eu care mă consider un om destul de deschis la minte, în care mă uitam și zic, bă, dar ce fac băieții ăștia? Umblă cu telefoane pe holuri, pe acolo, filmează. Ce e asta? Ce e asta? Toți dintre noi, cei mai mulți dintre noi, a trebuit în momentul respectiv de criză, în perioada imediat următoare ordonanții 13 de la 1 februarie 2017, trebuie văzut și contextul, să transparentizăm niște mișcări și niște comportamente care nu ajungeau oricum pe micile ecrane și în spațiul public. De aceea foarte mulți dintre noi ne-am asumat responsabilitatea și ne-am expus în acest proces de transparentizare a acțiunilor cu intervenții individuale, adică cu transmisiuni live pe rețelele de socializare sau cu blocarea lucrărilor de plen și cu preluarea fizică a sălii Parlamentului pentru a bloca acțiuni legislative. Gândindu-mă în retrospectivă, cu experiența pe care o am, cu analiza pe care am dobândit-o, uitându-mă și la ce se întâmplă în alte țări, a fost o acțiune radicală, necesară, dar o intervenție extraordinară, în sensul că lucrurile astea le faci odată la 30 de ani într-o țară în perioada de post-tranziție. Nu se întâmplă în fiecare zi să preiei tribuna Parlamentului și să spun stop, opriți-vă, nu mai merge așa, nu vă permitem să treceți ordonanța prin Parlament. Vreau să vă spun că în perioada aceea stăteam și ziceam așa, măi, ce e cu oamenii ăștia? Eu îi înțeleg acolo, dar la Piatra Neamț ieșiseră oameni în stradă. Da. Mai mulți ca niciodată. Am fost și eu aici atunci la protestele respective. Și eu. La unele. Da. Și eu. Și mă întrebam, de ce nu vine nimeni la aceste proteste să vină în față, să explice, să... Oamenii aveau nevoie de un lider și la Piatra Neamț. Da. A fost Carabelea care s-a implicat la vremea respectivă. Într-adevăr, și s-a implicat pentru că în momentul respectiv el era mai degrabă o societate civilă. Ce am făcut noi în Parlamentul României a fost o oglindire a ce se petrecea în stradă și o inițiativă de sine stătătoare. Dacă noi, după ce am făcut acțiunea de conștientizare în Parlamentul României acum 3 ani, ieșeam în stradă și monopolizam cu discursul nostru, care nu era obiectiv, era subiectiv. Noi credeam că ordonanța respectivă trebuia oprită, nu trebuia niciodată să fie lansată ca să-și facă efecte. Da, pentru că ea trebuia 10 minute să funcționeze. Absolut. Ideea că noi am fi pus monopol pe mișcarea din stradă a fost o idee foarte proastă. Și o să vă spun și de ce. Pentru că acele mișcări au avut un punct de plecare foarte concret, nemulțumirea pentru Ordonanța 13, dar în subconștientul colectiv ele au reprezentat, acele ieșiri în stradă, niște refulări pe mai multe nemulțumiri. Așadar, dacă USR, dacă eu la Piatra, dacă Cosel Chichirău la Iași sau Emanuel Ungureanu ar fi mers la Cluj și ar fi deturnat aceste proteste, ar fi fost o mișcare foarte greșită din punct de vedere politic și nu ar mai fi rămas civică. De aceea, în momentul respectiv, cei care au ieșit la Piatra, toți s-au afișat fără să își fi arogat o identitate politică. Și acest lucru a fost corect din punctul meu de vedere. Și chiar și în Piața Victoriei, niciun lider de partid politic nu a luat cuvântul în mod formal pentru a adresa un anumit apel. Noi am fost prezenți și acolo, am protestat, dar a fost cel mai corect să menținem această diferență de reprezentare. Noi suntem politicieni în Parlamentul României și acolo facem legi, protestăm, pe stradă suntem cetățeni și facem aceleași lucruri, mai puțin dacă este un meeting organizat de către partidul nostru. Și sunt foarte bucuros de această decizie, uitându-mă înapoi. Bun, haideți să ajungem, ca să spunem așa, în zilele noastre. Mai avem puțin și teoretic ar trebui să țină alegeri. Apropo, dumneavoastră, ce știți, se vor ține alegerile? Eu cred că se vor ține alegerile dacă în perioada următoare
în ciuda faptului că Curtea Constituțională a amintit faptul că nu se poate legifera prin ordonanțe de urgență cu mai puțin de 6 luni, un an de zile până la alegeri, Guvernul României va veni cu o variantă și mai radicală de organizare a alegerilor cu privire, de exemplu, la strânsul semnăturilor. Chiar și reducerea la jumătate a acestora în foarte multe UAT-uri înseamnă un număr de semnături foarte mare. Câteva mii la piață, tot înseamnă mult, înseamnă interacțiune cu persoane. Da, trebuie să te duci să interacționezi 50 într-o comună, da. Pe asta poate le iei de la rude, de la prieteni, de la vecini, de la susținători. Dar cred că ar trebui niște intervenții care să reducă aproape total impactul de interacțiune fizică între persoane. Deci, dacă se vor ține alegeri, USR-ul, în acest moment, eu vorbesc în neamț, că la nivel național, cu excepția Bucureștiului, unde mă interesează situația, pentru că acolo se dă ora exactă de multe ori, USR-ul vine cu un background de la alegerile europarlamentare, apoi prezidențiale, care la un moment dat spunea, dom'le, wow, știți, momentul, wow, ce au făcut băieții ăștia, Piatra Neamț, Roma și în alte localități, erau așa. După aceea am asistat la o aparentă scădere. În momentul acesta, unde ne aflăm cu USR-ul în Neamț? Ne aflăm într-o situație foarte oportună pentru cetățeni să facă o schimbare. O spun atât membrii noștri care vin la noi, avem multe sute de membri, încă nu avem 1000 de membri în județul Neamț, dar vom fi prezenți în mai mult de 50 de UAT-uri cu candidați la primărie și poate în jur de 60 cu liste pentru Consiliul Local, ceea ce este foarte mult dacă vrei să faci lucrurile bine și să analizezi minima calitate umană cu cele mai puține compromisuri posibile pentru a face o schimbare în comuna respectivă. Asta este un lucru. Doi, situația în mediul urban ne avantajează pe noi foarte mult, pentru că știm care este situația din ograda celorlalte partide. PSD-ul a venit cu un candidat la Piatra Neamț, cu o propunere hilară de candidat. PNL-ul nu are candidat la primăria Piatra Neamț. La Roman situația este foarte incertă pentru primar, care este în incompatibilitate și așteptăm o decizie a prefectului. PSD iar nu are candidat la Roman. Iar să știți putem devala așa un mic secret de partid din PSD, ci care avea un candidat la Roman, care va veni ca independent, sprijinit de partid. Ar fi vorba de un preot, protopopul Munteanu. Este o discuție la nivelul... Cum partidul moștenitor al Partidului Comunist, care a pus în închisoare sute de preoți și a închis biserici și l-a dărâmat, poate să susțină, sau biserica poate să primească susținerea din partea unui asemenea partid, dacă este vorba de cazul respectiv. Încerc să nu am opinii, de aceea aștept să vedem. Nu, să vedem sigur. Eu v-am dat doar ca așa. Dar în fine, este un paradox, asta voiam să spun. Deci în politica românească paradoxurile sunt la ele acasă de cele mai multe ori. Și asta este adevărat. Deci la Roman este această situație, aveți dreptate, la Piatra Neamț lucrurile sunt cum sunt, dar puteți concluzia să... este că aveți. Avem această situație favorabilă schimbării și avem candidați foarte buni în ambele UAT-uri care vor face o surpriză plăcută la alegerile locale. Cine sunt acești candidați, domnul Vlad? Haideți să-i spunem. Este vorba despre Marius Irimia, care este o persoană foarte activă în Piatra Neamț. Are un loc de muncă care aduce multă cinste județului nostru. Noi vă mulțumim că ați promovat în politică omul pe care noi l-am declarat omul anului în 2016, dacă nu mă înșel. Mă bucur că am avut acest simț de a aprecia valorile, fără să știu că a fost omul anului în 2016. Declarat de noi. Declarat de dumneavoastră. De mesagerul. Ați avut o intuiție fantastică că acest om va ajunge primarul municipiului Piatra Neamț. Marius Irimia lucrează la Parcul Național Vânător Neamț și este un om care prin acțiunile lui promovează piatra și județul. La capitolul implicare civică este mereu în top, de asemenea este și un om care prin acțiunile lui a descoperit numeroase situri arheologice
și tezaure, în special. Da, tezaure în aceste situri și a predat mereu aceste bunuri către Muzeul Județean sau către Muzeul de Istorie din București, aducând plus valoare în comunitatea noastră. Deci este un om care este interesat de spațiu public din Piatra Neamț și care a demonstrat până acum. Nu este o promisiune. Plus că este un om care trăiește din munca lui, nu are afaceri cu statul și are o reputație foarte bună în comunitate. De asemenea, la Roman, l-avem pe colegul nostru, Radu Samson, un luptător care s-a luat la trântă cu marii dinozauri din politica romașcană și care va fi de asemenea o surpriză plăcută la Roman. Radu este agent imobiliar, este activ din 2017 în viața publică, candidând la alegerile parțiale din Roman din iunie 2017. Are o echipă frumoasă și cred că va scoate un scor bun și la Roman. Acum urmează întrebarea firească. Vă rog. La județ. La județ îl avem pe Florin Zaharia, care este un comandant de vas comercial cu experiență de 20 de ani pe toate oceanele lumii, cu experiență de 7 ani în a conduce vase dintr-un colț al altuia lumii, din China în Australia, din Australia în Africa de Sud, din Brazilia în Europa. Deci eu mi-aș da județul pe mâna unuia care a condus zeci de oameni de la un țărm la altul și care a transportat valori de milioane de dolari. Lucrul ăsta este foarte important de menționat, pentru că vorbim de, în politic, nu există școală de politicieni. Există Din păcate, dar există capacitatea indivizilor de a transforma sau transfera competențe din mediul privat sau profesional în viața publică. Și să se pregătească în această perioadă de o experiență de implicare publică și politică. Acest lucru îl fac acum candidații noștri. Dacă Radu Samson a candidat și are experiență de acum 3 ani, colegii mei, Marius Sirimia și Florin Zaharia, sunt la prima candidatură din partea unui partid politic pentru o poziție așa de înaltă. Am mare încredere în ei și vor fi o surpriză plăcută în județul Neamț. Acum vă întreb, dumneavoastră, de ce nu ați candidat la județ? Pentru că este foarte firesc, eu ca președinte de filială... În general, vedeți, toți președinții de filială se... O să revin la unde am început. Am început răspunzând la întrebarea noastră că noi facem antreprenoriat politic. Adică începem o mișcare de la firul ierbii pentru a crește mai mulți oameni politici. Când ești director de companie, soluția nu este să mergi tu să faci toate lucrurile. Soluția, dacă vrei să crești oameni, să-ți crești business-ul, adică să creștem capacitatea USR de a reprezenta oamenii, este să dai încrederea mai multor oameni să facă aceste lucruri. Nu să te pui tu pe fiecare poziție pentru a mai crește încă puțin, să mergi tu la toate trainingurile, să beneficiezi tu de toată expunerea. Nu am vrut acest lucru și sunt foarte mulțumit de alegerea mea pentru că am găsit oameni foarte competenți pentru aceste poziții. Mai ales pentru poziția de candidat la funcția de președinte a Consiliului Județean, funcție care în mod firesc revine către în lipsa candidaților către președinții de partide politice. Da. Eu îl aștept pe domnul Zaharia într-o emisiune cu mare drag să vedem cum gândește domnia sa. Veți depune liste în toate OAT-urile din județ? Toate este foarte, foarte mult spus. Nu cred că vom depune în toate OAT-urile. Sunt anumite OAT-uri, cel puțin pe Valea Muntelui. Am pătruns foarte greu. Sunt câteva comune unde nu avem deloc membrii. Sunt sigur că avem simpatizanți, așadar dacă sunteți din Tașca, din Bicaz, din Dămuc, din Grințiești, Ceahlău, căutați-l pe domnul Bulai. Căutați-mă pe mine, din Farcașa, din Poiana Teiului. Veniți la noi și dacă vreți să faceți o schimbare, acolo mafia lemnului este foarte puternică, oamenii sunt timorați. Așa interpretez eu lipsa lor de implicare mai puternică în sfera politică spre USR. Dar dacă sunt oameni în aceste comune care vor să vină spre noi, noi avem mare deschidere. Avem la Hangu, de exemplu, pe cineva.
Mai este o problemă, domnul Bulaj, și cred că sunteți de acord cu mine, și posibilitatea de informare. Pentru că noi vorbim despre internet, despre toate aceste lucruri, dar populația în mare măsură este îmbătrânită, în mare măsură a rămas tributară informării de la televizor, câteodată și de la radio. Și asta se vede și pe împărțirea geografică. Într-adevăr, cea mai izolată zonă a județului, din punct de vedere al reliefului, a fost foarte greu de penetrat din partea noastră. Dar avem candidați în aproape toate celelalte OAT-uri de deal și de șes. Spuneți-mi un pic, cum vă poziționați ca partid în relația cu celelalte partide din județ? De exemplu, ieri am asistat la o conferință de presă, conferință de presă și lansare de candidat la Pro-România, și chiar eu l-am întrebat pe domnul Harbuz în respectiva conferință de presă. Domnul Harbuz, a apărut o declarație a domnului Arsene care spune că vrea alianță cu Pro-România, și domnia sa a răspuns ceva de genul: nu se va face alianță cu PSD, și a nuanțat cu PSD-ul condus de Ion Arsene, și că mai degrabă aș face alianță cu USR-ul. Cine a spus așa? Domnul Liviu Harbuz. Deci el, deci asta a fost reacția unui om surprins de respectiva întrebare, pentru că atunci se postase pe un post central. Sunt foarte amuzat de această declarație și o să vă spun că, ca analiză politică, este o replică a ce se întâmplă la nivel național. În toate ieșirile publice ale lui Victor Ponta, fie de la tribună, fie interviuri, face referințe nu tocmai negative către USR. Și așa cum PSD-iștii nu fac o parte a PSD-iștilor negative la strategia lor de a câștiga și a capitaliza pe brandul USR de noire politică, dar pe partea stângă. Nu este o strategie greșită. Unu, el poate să-și dorească orice, nu se poate din partea noastră. Și asta nu se poate pentru că există o disonanță de comportament și de alegeri la ei. Adică Liviu mi este foarte simpatic, că l-ascult la radio. În Pro-România și în Ponta nu cred, pentru că îi văd în Parlament cum votează. Dar dincolo de ce se întâmplă în Parlament sau dincolo de Liviu, ideea că tu vrei să reformezi politica nemțeană cu doamna Arcan, care până ieri a fost în cea mai înaltă poziție din Senat, a fost membru a biroului permanent, cu încrederea totală a lui Arsene, a lui Dragnea care a pus-o acolo, a lui Ciolacu care a menținut-o, doamna care și-a pus fica vicepreședinte la asta cu la administrația pentru funcționarii publici, da? Până acum 2-3 ani. Sau acum 2-3 ani și-a pus fica acolo, cu mâna ei, vicepreședinte, fără nicio competență. Da? Și tu spui că reformezi politica nemțeană cu asemenea specimene. Eu râd. Haideți să vă spun ceva. Da. Doamna Arcan, da? Eu dacă ar fi acum s-o laud pentru ceva, ar fi faptul că s-a dovedit a fi singurul bărbat din PSD, apropo de care a luat o atitudine vis-a-vis de acea candidatură a domnului Cuc. Da, nu vedeți, știu dacă ăsta este motivul. Vedeți, bărbat nu ești, nici femeie nu ești, dacă e atitudine doar când privește scaunul tău. Bărbat de stat sau femeie de stat ești atunci când interesul cetățenilor este afectat și când tu votezi în orb toate deciziile greșite pe care partidul tău le ia. Ordonanța 13, haosul de la alegeri, haosul legislativ, lipsa de interes pentru ce înseamnă oameni aici, când tu nu ai scos niciun cuvânt de susținere pentru A8, pentru A7, când pe tine nu interesează pe unde trece varianta Bacău-Pașcani prin județul Neamț, când tu nu ai niciun interes concret pentru nemțeni în chestiuni de politici publice și ai pur și simplu beneficiat constant de ajutorul partidului până a ajuns la scaunul tău, lucrul ăsta nu mi se pare integritate. Nu mi se pare un exercițiu de integritate din partea doamnei respective, de aceea iau cu foarte mult umor declarația voiosului nostru coleg. Da, haideți să vedem. Cum vă raportați la PNL? Pentru că circulă tot felul de zvonuri și scenarii. Eu, în general, nu prea achiesez la lucrurile acestea,
Dar se spune așa, domnule, USR și PNL, sau PNL și USR, să nu supărăm pe nimeni, ar fi ajuns la o înțelegere, la o colaborare, ceva gen București și în Neamț, cel puțin la nivelul municipiilor și la județ. Ce ne puteți spune? Ne puteți confirma sau nu asemenea lucruri? Este foarte important de menționat că dacă USR a fost constant, egal cu el, atunci când a criticat politizarea PSD, același lucru ar trebui să se întâmple și în chestiunile de politizare care se petrece sub bagheta PNL. Fără să intru în detalii, o politizare a unei instituții printr-o numire a unei persoane fără vădite competențe este la fel de gravă, indiferent ce partid o face. USR, PNL, PSD. Acest lucru îl putem reproșa, da, PNL. Pe de altă parte, în mod logic, PNL, la nivel național, este cel mai apropiat în spectrul politic de noi. Noi suntem un partid de centru-dreapta, cu politici publice, economice, liberale și cu politici sociale non-conservatoare. Împărtășim politicile publice, economice, liberale cu PNL, la nivel național. Nu numai decât și cele sociale, care lor sunt ultraconservatoare, a noastră sunt în continuare non-conservatoare, liberale. La Neamț am o relație foarte bună cu președintele Cosman Ciuc. Colaborăm foarte bine, suntem împreună membri în adunarea parlamentară a Consiliului Europei, iar eu sunt membru în Comisia de Monitorizare, care este cea mai importantă comisie care analizează situația democrației, drepturilor omului și statul de drept în fiecare stat membru. Și bineînțeles că avem o luptă comună acolo în intervențiile nejustificate, exagerate din partea PSD. Chiar la ultima întâlnire înainte de pandemie, în ianuarie, nefiind niciun membru PNL în comisia respectivă, pentru că domnul Stroi a devenit ministru, eu am luat partea Guvernului României în decizia de asumare guvernamentală sau de asumare guvernamentală a măsurii de alegeri în două tururi prin ordonanță de urgență din partea, nu, prin asumare guvernamentală în Parlament din partea Guvernului României în ianuarie, lucru la care s-au opus PSD și au solicitat un punct de vedere al Comisiei de la Veneția. Deci avem o colaborare foarte bună la nivel de reprezentare internațională, eu cu colegul meu Mugur Cosman Ciuc, și sunt sigur că vom crea ceva frumos la Neamț și vom fi surpriza acestor alegeri oferind o alternativă bună pentru nemțeni și la nivel de Piatra și la nivel de județ. Vom fi surpriza, nu vă referiți la USR, ci la USR împreună cu la USR Plus, la USR Plus împreună cu PNL. Apropo, care mai este relația USR Plus în Neamț? Este excelentă. Ieri m-am întâlnit cu Ionuț. Mă uit aici și toți cei de la Plus, mulți de la Plus, pe care îi știu eu, sunt prezenți și se uită la emisiune. Îi salut pe toți, și din USR, și din Plus, și din PNL. Și domnul Meraru, și domnul Crețu. Îl salut și pe Ionuț și pe Laurențiu. Am o relație excelentă cu ei și să vă spun o surpriză. Noi suntem județul unde toate negocierile pe care le-am avut nu au mers în ședințe de negociere la Biroul Național. Sunt 4 județe în țară, noi suntem un exemplu de colaborare în Moldova și avem o relație excelentă cu cei de la Plus. Și sperăm să continuăm așa. Se uită și domnul, se uită și domnul Petrariu, un critic al dumneavoastră. Și nu numai el. Ați avut o perioadă... Îi salut cu respect pe toți. Ați avut o perioadă în care au fost niște demisii, ele nu sunt răsunătoare, dar în ce măsură ele sunt legate de perioada asta de apropiere a alegerilor de liste? Și da și nu. Sunt legate de o maturizare a fiecărui individ din acest grup. Vedeți, atunci când ai 20-25 ani de experiență politică, deciziile le iei altfel. Când ai 2 ani, 2 luni, 4 săptămâni,
5 luni, un an jumate... La filmul acela, știți? Că suntem pe targ cu toți. La care film? Este acela 4 săptămâni, nu mai știu. A, 4 săptămâni, 4 luni, 3 săptămâni și 2 4 zile. 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile. Nu mă duc. Nu. Nu vreau să fac. Este o referință pe care vă asumați dumneavoastră. Atunci fiecare decide prin discernământul propriu. Dar în timp se vede că ai nevoie de puțin calm și răbdare în politică pentru a vedea lucrurile în perspectivă. Iar lucrul ăsta se vede la fiecare persoană care a ales să rămână sau să plece din USR. Bun, haideți să ne raportăm și la PSD. Da. Deci, USR Plus raportat la PSD în Neamț. E clar că este, ca să spunem așa, competitor, eu nu spun dușmanul, că teoretic n-ar trebui să avem dușmani în politică, dar competitorul cel mai împotriva celui care veți pune toate tunurile, bănuiesc. Ei sunt cauza pentru subdezvoltare din ultimii ani din județ. Ei sunt partea problemii, dacă nu chiar însuși cu mare problema din județul Neamț. Și o să vă dau un exemplu concret. Educația nu e nici de stânga, nici de dreapta. Nu e nici a orășenilor, nici a celor de la sat. Nici a USR, nici a PNL, nici a PSD. Dar un lucru firesc putea să se întâmple în ultimii 4 ani. Nici o școală cu WC în curte. Un simplu lucru. Mai puțin de 2 milioane de euro costa acest efort prin care, prin acești 2 milioane de euro, de dragul aroganței și pentru a se făli, Ionel Arsene voia să construiască înainte de pandemie porți simbolice în județul nostru și nu încă 30, 40, 50 de WC-uri în interiorul școlilor. Aceasta este o lipsă de responsabilitate, aceasta este o aroganță în tratarea, în primul rând, a omului, a copilului, a viitorului acestui județ și a banului public. De aceea, din partea mea, nu beneficiază de niciun cuvânt de apreciere și niciun fel de simpatie. Mai mult, după toate aceste luni, ani în care ai avut pe mână banii județului și nu ai făcut aceste investiții, te ții cu dinții. Nu numai județului. Nu numai județului, dar aici vorbim de județul Neamț. Da. Pentru că aici mă privește pe mine. În continuare ai un discurs a la Dragnea și în continuare arăți că ești mai limitat decât ultimul protestatar din Piața Victoriei și îți pui întrebări. Trebuia să facem dezbatere dacă COVID-ul există. Serios, Ionel, asta îți duce ție cap. Președinte de Consiliul Județean, să faci tu dezbatere dacă există o boală sau nu, ca și cum moartea nu este o dovadă științifică, nu de credință, nu de părere, nu de impresie artistică, că cineva este afectat de un virus sau nu. Deci este sub nivelul la care ar trebui să fie orice candidat și om într-o funcție publică. În timp ce vorbeam, acum mă gândeam, deci dumneavoastră aveți niște criterii de integritate în USR Plus, care sunt la un standard normal pentru o societate normală, anormale pentru clasa politică românească veche. Îmi spuneați de doamna Arcan, apropo de pro-România. Dar potrivit standardelor dumneavoastră de integritate, ați putea, de exemplu, la Piatra Neamț, să susțineți o candidatură, la modul ideal vorbesc acum, la modul extrem, a domnului Dragoș Chitic? Nu. Sub nicio formă nu. Exclus. Niciodată în condițiile actuale. Nu cu performanțele lui. Deci asta aș vrea să învețe toți politicienii, cum ați făcut, să spună da, mai întrebați-mă. Și să-mi argumenteze de ce. Da. Ce pentru că în momentul de față, domnul Chitic așteaptă un răspuns de la o instanță judecătorească cu privire la situația dumnealui. Nu-i cunosc dosarul. Fiind condamnat într-o primă instanță. Nu știu ce fel, dacă e chestiune de corupție, integritate, dar până atunci s-a autosuspendat din partid. În primul rând nu este o variantă pentru PNL, pentru că nu și-l asumă, nu face parte din partidul respectiv. Doi, nu este o variantă pentru mine ca persoană fizică. Nu este o variantă pentru mine ca președinte al partidului USR, ca copreședinte al alianței USR Plus. Este exclus. Și la Roman? Domnul Micu?
La fel, făcând abstracție că aveți un candidat. Exclus simetric cu aceleași argumente. Da. Încă o dată spun, stimați telespectatori. Și ca persoană fizică, și ca președinte de partid, și ca copreședinte de Alianță USR+. Este exclus să susținem asemenea persoane. Este sub nivelul nostru de înțelegere a ce înseamnă valori publice, implicare, competență, decență și bun simț pentru oameni în poziții publice. Cum ați făcut selecția pentru consilii locale? Eu spun de atâta timp, și poate ar fi cazul să spuneți și dumneavoastră, politicienii, toți, că este răsturnată lumea administrației cu susul în jos. Consiliile locale sunt cele care au responsabilitatea votului. Ele trebuie să dea primarilor, cu președinților de consilii, ce au de făcut. Asta nu înseamnă că nu pot să vină cu propuneri. Primarul este executiv, nu este nici într-un caz factorul legislativ local. Ori la noi, totul este întors cu fundul în sus. Vine primarul, propune, consilierii, care sunt de obicei cu primarul în același partid majoritar sau într-o alianță, vin și spun, da, asta e. Ar trebui să ajungem să avem o normalitate. Da. Vreți o analiză factuală pe ce se întâmplă aici sau vreți o analiză politică de ce am ajuns aici? Și una și alta. Analiza factuală cu privire la situația din multe OAT-uri din țară și din județul nostru este că avem oameni cu o oamenii care sunt acum în consilii reprezintă o resursă umană slabă. 1. 2 la mână, aparatul tehnic administrativ de alcătuire a hotărârilor de consiliu local este monopolizat de către primar, secretar, viceprimar. Dar nu există în lege posibilitatea ca un consiliu local, măcar la oraș, să aibă propriul său aparat? Eu știu că există această posibilitate. Da, aceste resurse fie nu sunt alocate, fie nu sunt folosite, fie nu se știe de ele, de aceea rămâne de cele mai multe ori primarul cu monopol. Spun, sunt două lucruri. Unu, poate ascunderea resurselor, nepopularizarea lor, asta este ține de putere. Doi, și o poziție slabă. Dacă tu nu ești în stare să mergi, să faci o solicitare, să te ajute secretarea să alcătuiești o hotărâre de consiliu local, să spui ce vrei. Păi eu vreau să achiziționăm panouri fotovoltaice pentru iluminatul public. Bine, te ajut eu să faci o hotărâre de consiliu local și apoi să votezi. Cauți alianțe, majoritate, da, dar te ajut trece, să faci asta. Trece, da. Că 90% din cazuri, 95% doar primarii alcătuiesc asemenea propuneri legislative locale. Asta este aspectul local. Deci, resursă puțină, calitatea umană scăzută, opoziția nu solicită, puterea nu împarte și nu popularizează resursele de aparat tehnic legislativ în primării. Chestiunea locală. Chestiunea macro, de ansamblu, de analiză politică, este că noi nu suntem nici Islanda, Norvegia, Danemarca sau Marea Britanie, care au parlamente de 200 de ani, de 300 de ani, de 400 de ani și unde s-a împământenit o cultură a dialogului care răsfrânge din cea națională la cea locală și viceversa. Din cultura asta a dialogului local și din înțelegerea unuia și a altuia într-un dialog constructiv, pe argumente, pe idei, se naște și cultura dialogului din parlamentele lor. De aceea noi nu putem să recuperăm în 30 de ani de unu, tranziție, după aia post-tranziție și acum cât de cât o stabilizare, cât o perioadă, unu, de 45 de ani de obscuritate totală în democrație, parlamentarism, consultare publică, inițiativă privată, da? Prin lipsa eliterilor noastre de atunci și prin cățărarea pe funcții publice a unor persoane care nu aveau nimic de a face cu funcția respectivă. Deci noi suntem într-un decalaj cultural din punct de vedere al experienței politice de fie zeci de ani sau sute de ani. Pentru că și parlamentul nostru este de factură recentă, de 140, 150, 160 de ani. Nu? Este o diferență între noi și unii care au avut Constituție și Parlament de la 1750, 1800, după Revoluția franceză. Poate fără comunism, poate fără război. Lucrurile astea se văd într-o democrație, că este așezată, că are un transfer firesc de la o generație la alta de politicieni. Că nu a avut revoluții
ultima revoluție poate că a fost acum revoluțiile de după Revoluția franceză, cu 170 de ani, nu? Noi am avut o revoluție sângeroasă acum 30 de ani, am avut o tranziție la fel de grea. Deci aceasta este analiza. Noi nu putem să așteptăm să avem parte de o schimbare radicală fără această moștenire a parlamentarismului democrației. Doi, noi nu avem resursă umană bună care să se implice la nivel local în partide. Trei, sau ne promovăm la anumite partide. Da, da, dar din nou, ține de cultura politică internă, despre cum, ce cer membrii și dacă acceptă această situație. Pentru că dacă există, înseamnă că este și acceptată, nu? Așa este. Da. Doi, așa este. Revoluția noastră din 89 a fost un eveniment ad hoc făcut în mare parte de tineri. Uitați-vă la Polonia. Acolo revoluția n-a fost făcută de tineri. A fost făcută de muncitori, de sindicaliști, în parte și intelectuali, care au pregătit-o, au copt-o cu 10-15 ani înainte de momentul 90-89. La noi nu s-a întâmplat asta. Deci și din punct de vedere al analizei regionale pe experiențe politice și democrație și consultare populară publică și fenomen de la firul ierbii de participare publică, uitându-ne la vecinii noștri, noi avem deja o întârziere de 15 ani și o generație care a făcut un transfer de capital de implicare, da? Solidaritatea. Oamenii ei au transferat cu succes implicarea lor de 15-20 de ani înainte de momentul 89-90 într-o democrație care nu mai a continuat ce au început ei. N-a fost un FSN. Fenomenul solidaritatea trebuie judecat din multe, mult mai multe puncte de vedere. Trebuie să ne gândim că polonezii aveau un sprijin fantastic, fantastic. Nu uităm de papă polonez, nu uităm de relația specială a Poloniei cu Statele Unite ale Americii. Diaspora aici, puternică. Da, deci aici sunt foarte multe lucruri de discutat. De acord. Să nu uităm de istoria Poloniei, care este o istorie din anumite puncte de vedere. Noi nu avem Universitatea Jagiellonă de acum 500 de ani, exact. Dar aici vorbeam doar de calitatea umană a celor implicați în politică. Și am înțeles. Aveți dreptate. Polonia are un bagaj cultural mult mai mare decât al nostru în chestiuni de implicare politică, dar la nivel de resurse umane au reușit cu succes acest transfer care la noi s-a... Vreau să încheiem discuția despre Polonia cu un singur lucru. Țineți minte pe vremea când ei aveau cea mai mare... exemplu de democrație. În Seimul polonez, dacă nu mă înșel, așa se chema, dacă un singur om se ridica și spunea veto. Acest lucru nu-l cunosc, că sunt prea tânăr, deci, dar sunt foarte impresionat. Un singur om, dacă spunea veto, nu se mai discuta proiectul respectiv, se relua de la zero. Încă în evul mediu se întâmpla acest lucru. Da. De aceea aveți dreptate cu implicarea. Acum, au trecut deja aproape 40 de minute, ajungem în partea aceea emisiunii când mai citim din mesaje și unde sunt întrebări, o să vă rog foarte... Bineînțeles, domnul Liviu Harbuz. Că am urmărit emisiunea. Acesta e motivul pentru că așa își face alianță cu USR, cu Iulian Bulai. Salut, pentru Liviu. Că are principii sănătoase și viziune într-un județ în care viziunea a lipsit cu desăvârșire. Pe fond suntem doi lideri care ar putea aduce schimbări radicale în județ. Exact aceeași strategie ca Ponta. Te salut, Liviu, îți mulțumesc. Una e discursul, alta e fapta. Înțeleg că ieri ai fost într-o conferință de presă cu doamna Arcan. E puțin disonant discursul ăsta, deci. De aceea rămân amuzat. Dar te salut! O doamnă, Oana Dati, legea primită consilierul să propună singur hotărâri, dar cred că mulți dintre ei nu știu acest lucru. Sau nu sunt lăsați de partid. Ceea ce... Da. USR s-a declarat partid nou cu oameni noi. Are și racolări din alte partide. O să răspund punctual asta. Avem... Racolări este un cuvânt foarte urât și negativ. Dar noi avem o marjă de 20%, ceea ce înseamnă că într-o filială locală pot fi... invitați sau pot veni oameni cu un trecut de partid politic parlamentar cu o implicare în ultimii 2 ani doar cu o derogare de la nivel de birou județean și să nu depășească mai mult de 20% din numărul total al membrilor. Adică dați-mi un exemplu. Cine ar putea? Adică dacă este un consilier bun dintr-un anumit sat, dintr-un anumit partid parlamentar, UDMR, la omul de mereu, ca să nu discutăm. Și el este bun și vrea ca să vină luăm la PSD-ul. Noi. Da, să nu luăm, nu știu ce, PMP. PSD-ul. Da. Și el vrea să vină la noi. În principiu nu poate, dar dacă
filiala locală o cere, persoana respectivă poate veni doar cu derogare de la biroul județean și numărul persoanelor nu trebuie să fie mai mare de 20% din numărul total al membrilor filialei respective. Da, a primit foarte multe felicitări, succes, vi se urează. De ce au plecat întregi filiale acuzându-vă pe dumneavoastră de dictatură cu ghilimele, spune domnul Gabriel, din, probabil din Piatra Neamț. La întrebarea asta ar trebui să răspundă cei care au plecat. Eu aș spune altfel. Da. De ce credeți că cei care pleacă vorbesc despre dictatură? Nu știu, pentru că au o înțelegere a unei organizații ca și cum ar fi un club de fotbal. Un club de fotbal este un spațiu unde există niște reguli pe perioada a 90 de minute și după aia poți să faci ce vrei, oricând cum vrei. Într-un partid politic ești politician full-time. Eu nu am pagină personală de Facebook activă, pentru că nu mai am opinii personale. Am doar opinii publice, spre deosebire de alți oameni. Da? Ei, atunci când ești într-un partid politic, tu reprezinți comunitatea ta non-stop. Când mergi la treabă, când vii înapoi, modul cum conduci, cum vorbești, cum te adresezi, cum faci politicile publice, cum te relaționezi față de anumite minorități, ce ți iese pe gură. Iar toate lucrurile acestea îi fac pe oameni, dacă nu fac față standardului pe care noi îl avem, cu bune, cu rele, nu suntem impecabili, nu suntem feciorelnici, dar încercăm să facem mai bine, pe cât se poate, să plece. Noi, la USR Neamț, nu am exclus pe nimeni. Am suspendat doi oameni pentru că au avut un comportament foarte injurios față de alți colegi. Toți cei care au plecat pentru că așa au dorit ei, nu s-au mai simțit bine. Și este foarte normal, în orice grup sunt oameni care vin și pleacă. Fie că e vorba de business, de acțiuni civice, de biserică, de club sportiv, de orice. Ai oameni care vin și care pleacă și care rămân acolo după trecerea sitei timpului. Iar acest lucru se întâmplă acum la USR Neamț. Alte comentarii. O onoare pentru telespectatori să aduceți în platou oameni precum domnul Bulai și domnul Harbuz. Eu vreau să vă spun ceva. Este o onoare, dar este și o datoria noastră, cel puțin a celor care vrem să mai facem presă în județul acesta, să aducem toți competitorii politici. Pentru că doar așa, dumneavoastră, veți putea judeca ce aveți de făcut dumneavoastră. Da. Pentru că ieri spunea, de exemplu, domnul Cosmanciu că este timpul ca alegătorii să facă o alegere. Este timpul să se întâmple două lucruri. Să facem o schimbare de centru-dreapta în județ, USR-PNL, este timpul, pentru că dacă noi nu suntem uniți, atunci îl lăsăm în continuare pe Arsene, președintele Consiliului Județean. Să vedem ce spune dânsul mâine. Da? Doi, este nevoie de dezbatere. Chiar și între mine și Arsene și Liviu și Mugur și toți ceilalți. Absolut. Pentru că în momentul este ăsta rămâi confruntat. Adică pe mine mă întristează când la nivel național nu se fac dezbateri într-un fel sau altul. Președinți de partide de tineret, președinți de filiale locale, regionale. Președinți. Da, președinți. Ar trebui să facă dezbatere, să accepte să fie confruntați. Tu, Iulian Bulai, de ce ai votat legea carantinării? Tu, Iulian Bulai, de ce ai votat legea stării de urgență? De ce ai propus ca pădurarii să poarte arme de vânătoare? De ce nu? De ce abținere? De ce împotrivă? De ce aliat? De ce neutru? De ce 2 milioane de euro pentru porți când noi avem 50 de școli fără WC-uri în curte? De ce politizarea PNL și nu cea a PSD? Apropo de WC-uri în curte, că atunci notasem eu undeva aici când a spus, culmea e că erau și bani alocați, domnul Bulai. Da. Asta este o problemă. Erau și bani alocați și nu s-au făcut. Da. De ce? Pe cuvântul meu, dacă pot înțelege. Alte mesaje, sperăm să nu se contamineze de la dinozaurii din politica actuală, adică dumneavoastră, să nu vă contaminați. Cred în USR. Mergem mai departe. De ce asta am întrebat? Sperăm să-l vedem pe domnul Zaharia în emisiune la dumneavoastră. Sunt sigur că va veni la dumneavoastră. Da? Mergem mai departe. Sunt foarte multe comentarii.
Bună dimineața, ni se spune și mie și dumneavoastră. Bună dimineața tuturor. Un cuvânt frumos. Ce proiecte aveți pentru Piatra Neamț? Cred că aici ar trebui să discutăm cu candidatul de la Piatra Neamț, dacă veniți și dumneavoastră și mai bine. Așa. Cam astea ar fi în toate lucrurile. Eu v-aș întreba ceva. Ce l-am întrebat, că tot l-a pomenit pe domnul Liviu? Bulai, când ieșim noi ca județ, ca țară, poate chiar și ca persoane, din starea asta, eu o numesc stare de inconștiență și pornesc de la situația actuală. Avem pandemie, n-avem lege. Am legat practic toate autoritățile de mâini și de picioare, nu pot să intervină decât în niște limite, să spun eu, așa. O să vă dau un răspuns care o să vă surprindă. Și nu ține nici de lege, nu ține nici de constrângeri publice, nu ține nici de campanii din partea guvernului, cu mulți bani dați pe fereastră. În principiu, ține de acțiuni individuale. De asta și sunt într-un partid liberal unde educația este mai importantă decât orice constrângere. Toate astea vor fi mai bine când vom avea oameni educați care umblă fie pe șoseli cu gropi sau pe șosele asfaltate. Avem șosele asfaltate și degeaba avem oameni dacă pe ele merg needucați și fără să respecte și aruncă gunoiul pe geam. Cred în educație aproape ca unică formă de relansare ca țară și ca indivizi. Pentru că una merge mână în mână cu cealaltă. Dacă ai educație, ai gândire critică, ai surse alternative de informare, ai posibilitatea de a pune întrebări și de a fi confruntat și a accepta că uneori poți să greșești. Dacă nu ai educație, nu poți să treci prin filtrul acestui registru critic de gândire. De aceea, răspunsul este atunci când vom avea mai multă educație, atunci când vom pleca cu un start în viață mult mai egal între școala numărul 1, 2, 3, 4, 5, liceu foarte bun, unul sau altul, Hogaș sau altul din Piatra, cu un alt liceu oarecare din, nu știu, Săbăoani, Siporești, Bicaz sau Rosnov. Atunci când nu va mai depinde de unde ești ca să ai acces bun la educație de calitate, indiferent cât de mulți bani au părinții tăi, atunci toate aceste probleme din România vor deveni istorie. De aceea eu mizez pe educație. Vă mulțumesc tare mult pentru participarea la emisiune. Sunt de acord cu dumneavoastră. Da, educația este cheia dezvoltării viitoare a României, cu sau fără 6% din PIB, că asta era așa ca o chestie. Aș vrea să mai spun doar atât că joi, de exemplu, va apărea Mesagerul de Neamț, ediția scrisă, și vor fi două pagini care analizează un pic, cât se poate într-un ziar, examenul de bacalaureat din județ. Și este analizat pe colegii naționale, pe licee tehnologice, mă rog, cum sunt ele împărțite. Și vor fi niște surprize. Veți vedea că în ciuda faptului că avem un procent deosebit, pe măsură ce restrângi analiza, ai niște surprize înfiorătoare. Abia aștept analiza dumneavoastră. O să apară joi în ziarul, în ediția print și mai târziu și în ediția online. Și pentru editorialul de analiză electorală de săptămâna trecută. Chiar mi-a plăcut. Mulțumesc mult. Vă dorim succes dumneavoastră și celor pe care îi reprezentați. Încă o dată mulțumim pentru participarea la emisiune și așteptăm să ni se răspundă la provocarea cu dezbaterile, pentru că noi chiar vrem să facem dezbateri la tot ce înseamnă alegeri. Și la o comună. Dacă suntem solicitați, mergem și facem dezbatere acolo. Cred că asta este cheia. Educația, și educația se face și în felul acesta. Vă mulțumesc, cele bune, oameni buni. Dacă avem noroc și se confirmă, noi noroc și dumneavoastră plăcerea de a-l urmări, mâine președintele Consiliului Județean, domnul Ionel Arsene, în emisiune. Vă dorim cele bune și să fim sănătoși. Nu uitați, există totuși coronavirus. Orice ar spune unii sau alții.